Păsările ocrotite de lege au fost zărite de trecători. Ei au fost cei care au remarcat imediat prezența lebedelor moarte pe luciul apei și au anunțat imediat autoritățile. De ieri dimineață la 9, eu vin frecvent aici și alerg pe dig în fiecare dimineață și ieri am văzut această pată cu o emulsie de culoare bej, așa, cenușie, care plutește deasupra apei lacului și multe păsări care vin să se hrănesc în zona aceasta contaminată, probabil, își găsesc sfârșitul. Este și acum acolo, se vede o lebedă moartă, dar probabil au murit mai multe sau pot să moare, că uitați, sunt lebede, sunt rațe, sunt lișițe, chire, multe păsări de apă care vin și își găsesc hrana aici. Oamenii susțin că lebedele au murit de la poluarea lacului de acumulare. După cum vedeți, pe luciul apei din spatele meu s-a format și o peliculă poluantă, dar sunt și foarte multe gunoaie de la peturi până la obiecte vestimentare. În momentul în care se turbinează apa, scade nivelul și aici, în apropierea țărmului, rămân semințe și ele vin prin apa asta poluată după hrană. Și eu cred că autoritățile și cei de la mediu ar trebui să intervină imediat pentru a elimina, să zicem așa, această peliculă poluantă de pe lac. Poluarea este Da, o sursă din Amonte, probabil, Bumbejiu, Petroșani, și aici fiind primul baraj de pe Jiu după ce iese din munte, s-a adunat. Iubitorii naturii cer ca autoritățile locale să se implice mai mult pentru că lacul a devenit un loc de refugiu pentru mai multe specii de păsări. Cred că în viitor zona aceasta ar trebui pusă sub protecție, să devină o rezervație naturală, pentru că va deveni o deltă cum este și aia de la Văcărești. Colmatarea este foarte ridicată, 90% din lacul ăsta este colmatat și se adună foarte multe aluviuni și pe suprafața acestora, uitați, apar ostroave și se instalează o vegetație higrofilă, tuf, trestie, specii de apă și foarte multe păsări, un mediu favorabil pentru ele. Leșurile au fost scoase din apă cu ajutorul reprezentanților ISUGOR și predate Direcției Sanitar-Veterinare pentru efectuarea de teste. Nu am avut cunoștință despre această situație, acum am aflat și noi de la dumneavoastră. Urmează să discutăm cu cei de la ISU, pentru că nu avem echipe care să poată să ridice cadavrul lebedei. După care o să ajungă în laborator și vom face analize pe ea, cel puțin în direcția gripei aviare. Analizele de laborator vor scoate însă la iveală care este motivul pentru care lebedele au murit.